La noi, BVB adaugă un nou indice la colecție, BTF, cu 11 companii din sectoarele energie, utilități și financiară. Este la a doua zi de tranzacționare. Pornea ieri de la nivelul de 1000 de puncte. Banca Transilvania, Petrom și Hidroelectrica au cumulat 60% din structura noului indice. 11 de toate, dar nu pentru totdeauna. Permite indicele în structura sau un număr variabil de constituenți, fără a impune un număr maxim. Cei din tâi au fost selectați după lichiditate și capitalizare free float. BTF este al patrulea indice lansat de BVB în ultimii ani. În 2021 debutau BetAero, BetRN și BetXTRN. În total, BVB calculează și distribuie în timp real 12 indici de referință, la care se adaugă un indice realizat în parteneriat cu Bursa de Valori din Viena, ROTX. Capitalizarea tuturor companiilor listate pe segmentul principal al bursei depășește 350 de miliarde de lei, plus 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. Din total, sectoarele incluse în BTF reprezintă 200 de miliarde de lei sau 58% din totalul capitalizării segmentului principal de la bursă. Prezența la bursă aduce cu sine avantaje tangibile și intangibile, care se reflectă asupra evoluției companiilor și se transferă inclusiv la nivelul întregii piețe de capital, spune Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București. Mergem acum la el. Salutare și ne bucurăm Bun găsit. că, iată, în a doua zi de tranzacționare am putea să luăm un pic pulsul. A trecut prima etapă, da, prima zi, așa, a debutat indicele. Care ar fi feeling-ul investitorilor? Este și al patrulea indice din ultimii 4 ani. Asta înseamnă că avem, practic, o performanță a pieței de capital și vedem și nevoia de a avea încă un reprezentant al creșterii celor mai performante companii. Cum îl văd investitorii în concluzie și cum traducem asta raportat la evoluția pieței locale de capital, care, dacă o comparăm, luată prin comparație cu alte piețe de capital, vedem că performează, dacă nu cel mai bine, printre cele mai bune, da? Cele mai mari randamente, dacă ne uităm atât în Europa, dar și în Statele Unite. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru invitație, dar așa cum spuneți, m-ați citat bine înainte, așa că o să evit să mai citesc și eu apropo de structura indicelui. Apropo de performanța pieței, da, vedem o performanță foarte bună, suntem în top, printre cele mai performante piețe la nivel global. Dincolo de evoluția prețurilor, vedem o evoluție foarte bună la nivelul pieței locale din punct de vedere al numărului de investitori, adică dacă ne uităm la cifrele raportate de la sfârșitul trimestrului 1, am depășit 190.000 de conturi deschise la companiile de brokeraj. Probabil la jumătatea anului vom depăși numărul de 200.000 de conturi deschise, investitori români care investesc la bursă. Deci, evoluție foarte bună. Revenind la noul indice, cum ați spus, cumulează acolo cele mai importante companii listate la bursă. Capitalizarea lor depășește jumătate din capitalizarea totală a Bursei de Valori București. Avem acolo 3 sectoare importante: sectorul financiar, energie și utilități, 11 nume importante. Vine să zic acest indice ca răspuns la o cerere pe care o vedem din partea de retail. Vedem investitorii individuali investind tot mai mult la bursă, atât direct cât și prin intermediul fondurilor de investiții. O categorie aparte a acestor fonduri de investiții o reprezintă Exchange Traded Funds, unde avem acolo deja 3 ETF-uri listate la bursă care cumulează active de aproximativ 500 de milioane de lei. Deci, practic, toată familia aceasta de fonduri pe care noi o avem, inclusiv acest ultim fond, poate constitui o bază pentru administratorii de fonduri care să construiască fonduri de investiții, ETF-uri care să urmărească structura acestor indici și să le permită investitorilor mai mici, care nu vor să-și construiască în mod direct portofolii, să investească în niște vehicule care le dau expunere față de companiile cele mai importante listate la bursă. E în plan și un ETF care să fie legat de acest indice? Știți ceva acum, în momentul ăsta? Sau mai exact cum am putea să-l urmărim, să zicem? Ne așteptăm să apară foarte curând la
la bursă și în momentul în care va fi anunțat o să-l vedeți și o să putem să discutăm despre el. În regulă, bine. Ce alte planuri de viitor are BVB și cum încurajează companiile și creșterea numărului de companii listate cu potențial de creștere, mă refer? În primul rând, sigur, vorbind despre promovarea bursei și dacă ne uităm, mi-a plăcut cum v-ați exprimat la început beneficii tangibile și intangibile. Beneficiul tangibil atunci când vorbești despre bursă este accesul la capital. Un beneficiu intangibil, să spunem, este vizibilitatea pe care ți-o dă faptul că te urci pe scena bursei ca și companie. Iar dacă privim bursa ca pe o scenă, valoarea oricărei scene o dă audiența. Voi știți asta pentru că sunteți în televiziune și la voi valoarea ceea ce produceți voi este dată de numărul de oameni care vă urmăresc. Dacă ne uităm la bursă, până la urmă, valoarea de imagine a bursei este dată de numărul de investitori care se uită la bursa de valori. Pentru că implicit, acei investitori văd companiile, încep să vadă produsele lor, deci practic e un canal prin care îți crești gradul de awareness ca și companie. Și aici, cum ziceam, valoarea bursei de valori București crește prin faptul că ne apropiem și probabil vom depăși pragul de 200.000 de investitori care transacționează la bursă. Practic, orice companie care vine spre bursă se urcă pe o scenă la care se uită în momentul acesta cel puțin 200.000 de investitori locali. Noi folosim lucrul acesta, promovăm lucrul acesta. Dincolo de bursă avem programul pe care îl cunoașteți și voi, care până anul trecut s-a numit Made in România. Începând de anul acesta mergem cu el înainte sub numele de BVB Arena, o scenă pe care o construim pentru companiile românești, pentru antreprenorii locali care nu au venit încă spre bursă, prin care îi ajutăm să își facă vizibile poveștile lor de business și sigur le arătăm și modul în care bursa poate să-i ajute în dezvoltarea poveștilor acestea. Dincolo de asta avem implicare pe partea de educație. Ne-am întotdeauna un pas către bursă din partea unei companii înseamnă și un pas înainte din punct de vedere a guvernanței, din punct de vedere al modului în care îți conduci afacerile, statutul de companie publică și faptul că începi să ai sute mii de investitori are impact din punct de vedere al modului în care îți gestionezi afacerile interne ale companiei și comunicarea externă. Suntem și acolo prezenți împreună cu partenerii noștri de la Nvidia în a promova una guvernanță pentru companiile listate. Deci avem o serie de proiecte care să ne ajute să creștem vizibilitatea bursei de valori, creștem pentru a ne poziționa ca platformă nu doar de finanțare, ci și de susținere a creșterii în cazul companiilor locale. Un moment important și cu asta închei, fac o paranteză, trăim un moment istoric important acum, probabil că în următorii 5-10 ani, vedem prima succesiune la nivelul companiilor de familie românești, tranziția de la prima la a doua generație de antreprenori, de regulă un moment foarte dificil în viața oricărei companii și ne dorim ca bursa să fie acolo, să fie una dintre opțiunile pe care se le poate folosi antreprenorii români atunci când își proiectează viitorul companiilor lor, chiar și după momentul retragerii. Mi-ați format așa un vibe de Succession, dacă ați văzut serialul renumit de altfel, bazat cumva pe viața lui Rupert Murdoch. Haideți să vedem, aș mai avea o chestiune aici, pentru că vorbim, iată, de scene, vorbim de audiențe, vorbim de investitori, vorbim până la urmă și de lucruri care ar putea să-i atragă. Am văzut o știre relativ nouă, bine, era legată de fonduri de acțiuni. Au venit foarte mulți investitori acolo după listarea hidroelectrică. Așa că luăm toate amănuntele și lucrurile pe care le-am menționat și întreb care este hidroelectrica de anul ăsta, da? Pentru că cu siguranță listări de tipul ăsta pot atrage mai mulți investitori, ceea ce s-a și întâmplat de altfel și am văzut și randamente bune pe bursă și o perioadă foarte bună după hidroelectrica, mă refer la listare. Care e hidro de anul ăsta? Mi-ar fi greu să vă dau nume. Ce aș spune simplu este că aici vorbim despre un cerc virtuos în care
cu cât mai multe companii importante, nume importante, cunoscute pe piața românească vin către bursă, cu atât crește vizibilitatea bursei și crește numărul de investitori și cu atât mai mult crește valoarea pe care bursa poate să o adaugă, să o adauge companiilor care vin către bursă. Deci, practic, cu cât vedem mai multe companii de nivelul hidroelectric, nu neapărat din punct de vedere valoare, dar și din punct de vedere vizibilitate, din punct de vedere a percepției asupra companiilor respective în ecosistemul în care ne mișcăm în piața românească, cu atât valoarea bursei ca și platformă care dă vizibilitate crește. Și aici, da, mi-ar place foarte mult, mergând înapoi la indicele acesta nou care acoperă energie, utilități și financiar, mi-ar place foarte mult să vedem cât mai bine reprezentate sectoarele importante din economia românească la bursă. Pentru că, până la urmă, dacă aducem la bursă companiile mari din sectoarele care contribuie la PIB-ul local, putem gândi, la, de exemplu, la tehnologie, la partea de agribusiness, partea de construcții. Cu cât aducem mai multe companii din sectoarele acestea și le creștem reprezentativitatea la bursă, cu atât putem construi după aceea, mai mult putem construi. Dar în momentul în care avem o paletă suficient de largă de companii, putem începe să construim alți indici sectoriali care pot să fie bază pentru ETF-uri, care din nou să dea acces investitorilor de retail către o gamă mai largă de sectoare de activitate. Deci mi-ar place să văd toate numele mari, locale, din sectoarele importante ale economiei românești listate la bursă. Și acum putem să stăm împreună și să le scriem. Știu că poate că nu puteți să ne dați niște răspunsuri concrete, dar eu insist un pic. E, spre exemplu, nevoie de listare a aeroporturi București, investitorii asta văd. Am mai văzut opinii legate de Salrom. Cam acolo s-ar îndrepta. Ne puteți da un hint așa? Adică sunt discuții? Există varianta asta sau sunt chestiuni care sunt mai departe de realizare? N-aș putea să vă spun cât de departe sau de aproape sunt. Salrom, de exemplu, știu că este o companie în proces, este în portofoliul fondul proprietatea, e o companie în zona de resurse, sarea este o resursă importantă, prezentă în România, Salrom este jucător major pe piața aceasta, deci mi-ar place foarte mult să văd companie de genul Salrom listată la bursă. Aeroportul București este un proxy, un vehicul prin care investitorii ar putea lua expunere față de un sector care crește, acel al traficului aerian. Și ne uităm la anul trecut, cred că s-a fost listarea aeroportului din Atena cu un grad de subscriere foarte, foarte mare. Dacă mi-aduc bine aminte, s-au subscris de 6-7 ori mai multe acțiuni decât au fost scoase la vânzare. Deci un succes comparabil cu ce am văzut noi în cazul hidroelectrica în România anul trecut, ceea ce arată că apetitul investitorilor pentru zona aceasta de infrastructură și de trafic aerian este foarte mare, deci aeroportul București poate să fie o opțiune. Dar m-aș uita de asemenea și în zona companiilor care nu sunt în portofoliul statului român. Adică, sigur, vedem statul român ca și partener important al nostru, vedem multe dintre companiile de stat deja listate. Mi-ar place foarte mult să văd cât mai multe companii private românești și listându-se la bursă. Avem și aici două, trei exemple, așa, ca să nu faci, să nu dăm doar unul. Să vă zic, de exemplu, mi-ar place foarte mult să văd listat la bursă Profi. Un lanț de retail care este prezent doar pe piața românească, deținut de fond de investiții din Austria și căruia, ca și business, cred că bursa de valori București poate să-i adauge valoare. Adică, dar acum pleacă la Deleuze, nu? Din ce știu. Cum? Pleacă la Deleuze, nu? Din ce știu, Profi. Știu că este în proces, eu vă spun ce mi-ar place să văd și... Da, am făcut doar o completare, așa. Ce ar face sens din punct de vedere business. Adică cred că e genul de afacere care bursa poate să-i adauge valoare și poate să-i
accelereze creșterea în continuare, adică ar ajuta poziționarea companiei ca și companie locală și asta cred că ar ajuta la, i-ar da un, cum să folosim un termen local, autohton, un competitive edge față de competitorii lor din piața locală. Alte nume, EMAG, DEDEMAG, da? Nume mari care mi-a place tare mult să le văd venind către bursă și crescând vizibilitatea bursei de valori București pe piața locală. Atunci nu vă pot să spun decât să îi convingeți sau să vă convingă ei pe dumneavoastră sau să existe înțelegerea. Poftim? Să ne convingem reciproc. Exact. Să ne convingem reciproc. Exact. Să existe înțelegerea care să demareze listări de tipul ăsta. Vă mulțumim, domnule Hanga, pentru discuție, pentru lucrurile pe care ni le-ați spus într-un final. N-am vrut să fim foarte intruzivi, dar sperăm că nu am intrat prea mult în bucătăria internă a BFB-ului. Dar astea sunt lucrurile care ne plac și care probabil că plac și investitorilor, să mai audă câteva informații interesante de la dumneavoastră. Vă mulțumim deocamdată, vă mai așteptăm pe la noi. Acum ne luăm la revedere și după discuția asta, cred că o scurtă pauză ar merita și ar merge, da? Ne întoarcem.